Neadaptarea vitezei la intrarea într-un sens giratoriu a fost cauza unui accident ce s-a produs aseară în piața Sfântul Gheorghe din municipiu. Șoferul autoturismului a intrat într-un stâlp de iluminat public, doborându-l la pământ, paralizând câteva ore bune și traficul în zonă. Azi noapte, toate casele de pe strada piața Sfântul Gheorghe, dar și de pe străzile adiacente, au rămas fără curent și asta datorită unui șofer care a intrat într-un stâlp de electricitate, punându-l practic la pământ. După producerea evenimentului, șoferul a părăsit locul accidentului, fiind depistat de polițiști abia dimineață. În cursul acestei dimineți, polițiștii au reușit identificarea conducătorului auto în persoana unui tânăr de 27 de ani din municipiul Giurgiu. Acesta a fost condus la Spitalul Județean Giurgiu, fiind rănit ușor. Conducătorul auto a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind zero, după care au fost recoltate probe biologice în vederea stabilirii alcoolemiei. Tânărul care se face vinovat de accident este cercetat în stare de libertate pentru săvârșirea infracțiunilor de vătămare corporală din culpă și părăsirea locului accidentului, fără să anunțe organele competente.